Dragi prieteni, vă salut la un nou studiu, este la număr al 11-lea. Astăzi vom vorbi despre influențele din cămin. Cu această ocazie l-am ca invitat pe pastorul bisericii Costaș Beniamin și zic un bun venit. Mulțumesc! Astăzi vom vorbi despre influențele din cămin care tind să iasă în afară. Deci, căminul care influențează lumea, am putea spune așa. Și cum se poate ca aceste influențe să fie cele mai bune, vom vedea pe parcursul întrebărilor. Întrebările 1. Izvoarele vieții. Din ce cauză ar trebui păzită inima mai mult decât orice și în ce fel este familia, inima comunității, a bisericii și a națiunii? În limbajul biblic, acolo unde se folosește expresia de inimă și în cazul dat, în proverbele, se subînțelege mintea. Pentru că de aici se pornesc influențele noastre personale. Era o maximă care spunea: un gând nutrit mai mult se transformă în faptă, o faptă repetată se transformă în obicei și noi, caracterele noastre, suntem formați din obicei. La fel este și cu familia. De multe ori noi suntem necăjiți că conducerea țării sau societatea este așa, sau la școală copiii noștri sunt educați altfel de cum vrem noi și totdeauna suntem înclinați să dăm vina pe altcineva. Însă în realitate este că așa cum sunt familiile, așa este societatea. Și dacă familia este educată și în ea este o atmosferă bună, veselă, plăcută, amabil, sunt curtuoși unul cu altul, sunt gata să se ajute, să cedeze, să se servească unul pe altul, influența aceasta din astfel de cămine poate să schimbe lumea. Cât de frumos! Deci ce schimbare s-ar vedea în societatea noastră de astăzi dacă toate familiile ar fi așa? Sigur, s-ar schimba, lumea s-ar schimba. S-ar schimba radical. Și să nu așteptăm ca schimbarea aceasta să se facă invers, de undeva, din societate, de sus, de la guvern, nu știu de unde. Dar în realitate se poate face și invers, sau nu? Nu. Nu. Cum eu, singur, nu mă pot schimba până când, la nivel de conștiință, până când n-o să înțeleg că eu sunt greșit și de la nivelul gândirii o să se înceapă schimbarea, atunci o să se vadă și în exterior. La fel și lumea nu poate fi schimbată până când nu schimbăm familiile. Da. Următoarea întrebare este o demonstrare practică a creștinismului. Cum se face aceasta practic? Cum pot familiile creștine demonstra în mod practic credința mântuitoară pe care o mărturisesc? Noi suntem obișnuiți să mărturisim despre credința noastră, despre adevărul pe care îl avem prin răspândirea de literatură, prin vorbire, predicare și așa mai departe. Însă aceasta are o mai puțină influență decât ceea ce văd oamenii în viața noastră. Domnul Hristos spunea: nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, va intra împărăția lui Dumnezeu, ci cel ce face voia Tatălui meu. Cu alte cuvinte, lumea are nevoie de o religie practică demonstrată în interiorul familiei, nu doar așa prin vorbe în exterior, iar în familie încercăm să ne ascundem și atunci când vin oaspeți la noi vrem să ne arătăm frumos și da, cu zâmbetul pe față. Așa, ambalați frumos. Însă, repet, lumea are nevoie de religie practică. Acolo în cămin să fie, cum spuneam anterior, bunăvoință, să fie demonstrată religia prin relația între soț și soție, între părinți și copii. Ce sfat practic ai putea să-i dea unui tată, conform cu aceste note care se află aici? Da, să... Prima dată, comportamentul lui față de soție, prin aceasta el arată practic cum ar trebui să fie caracterul copiilor lui. Ceea ce încearcă el să-l educe cu vorba, aceea este una. Iar copilul tinde să repete, poate vrem noi, nu vrem, ne dăm seama sau nu, el repetă ceea ce vede la părinți, ceea ce vede, nu ceea ce aude. Ceea ce face, sigur, părintele. Și tocmai de aici trebuie să pornim.
purtarea față de soție, purtarea față de copii, a ambilor părinți, atunci când căminul, orice membru al familiei, trăiește tot ceea ce se studiază în Cuvântul lui Dumnezeu, toate adevărurile pe care le primesc de la biserică, când este transformat în viața practică, aceasta are influență. Cât de frumos! Era un gând aici în notă care spunea că dacă lauda lui Dumnezeu este în căminul nostru, atunci în biserică nu va mai exista pericolul discordiei. Deci tot ce se face, încă o dată confirmăm că tot ce se face în familie, în cămin, mai degrabă sau mai târziu se va face în biserică și în societate. Da, are influență. Următoarea întrebare este: ce pilde trebuie să prezinte familiile creștine înaintea lumii? Parcă se leagă cu această întrebare, dar Apostolul Petru spunea că ar trebui să fim o pildă și o pildă bună. O mireasmă, așa cum spunea textul cheie, o mireasmă de viață spre viață. Atunci când mergem pe stradă și trece cineva pe lângă noi și are un miros plăcut, imediat, fără să ne dăm seama, capul se întoarce să vedem de unde vine acest miros. Sau invers, când întâmpinăm undeva un miros neplăcut, încercăm să ocolim. Familiile noastre și noi individual suntem chemați să fim o mireasmă de viață spre viață pentru cei din jur, să emanăm un miros plăcut. Și atunci când în familiile noastre este discordie, este ceartă, neînțelegeri, normal că cei din jur vor ocoli familia noastră ca un miros neplăcut. Cred că nimeni nu și-a dori o astfel de familie, dar cu părere de rău te pomenești într-o astfel de situație. Și să rugăm pe Dumnezeu să facă El pentru noi și cu noi, pentru familiile noastre, ceea ce dorește El ca noi să fim. Mai este un lucru important aici. Dumnezeu vrea ca familiile noastre să fie un model, un exemplu al familiei care este în ceruri. Și dacă ne pornim de la aceasta, atunci membrii familiei noastre ar trebui să se raporteze unul la altul ca la fii de Dumnezeu. De exemplu, dacă ar veni un înger, cum ne-am comportat noi cu el? Am țipat la el, am strigat la el, da? Am urla. Deci, între noi, în cercul familiei, în cadrul familiei, noi trebuie să ne raportăm unul la altul ca la fii de Dumnezeu. Ce gând minunat! Influența unei familii creștine. Ce factori vor fi o protecție sigură pentru copiii noștri față de influențele otrăvitoare ale lumii? Am vorbit la primele două întrebări despre influențe care ar trebui să iasă din spre. Da. Și acum să vedem despre influențele care vin spre noi, dinspre lume. Cum familia noastră putem să o ducem într-un mod sau să o administrăm într-așa mod încât influențele ce vin din afară spre exterior să nu ne otrăvească familia. În prima întrebare era un text din Proverbele care spunea: păzește-ți inima, adică noi trebuie să ne păzim porțile minții noastre din influențele care vin din exterior. La fel și familia trebuie păzită de influențele care vin din exterior. Oricum, trăim în lume, printre oameni, în societate, copiii noștri pleacă la școală sau ies pe stradă la joacă sau avem prieteni, avem rude și așa mai departe. Oricum suntem expuși influențelor din exterior. Și aici Domnul Hristos face o comparație, o ilustrare. Pe copiii săi, El îi compară cu sarea pământului. Acum, sarea doar este folosită pentru a da gust și acesta este un lucru important. Și de multe ori se pune produse la murat pentru iarnă, da? Sarea este un conservant. Care protejează un produs să nu se strice. La fel ar trebui să păzim și noi, prin harul lui Dumnezeu, să păzim căminul nostru de influențele din exterior. Și dacă va fi păzit, desigur acesta va da un gust bun societății. Este aici o idee, mi-a plăcut foarte mult și vreau chiar să o citesc din această notă. Influența unui cămin creștin păzit cu atenție în anii copilăriei și tinereții este cea mai sigură apărare împotriva stricăciunilor din lume. Dacă vom păzi căminul
cât sunt copiii încă mici, cu atenție, nu ne vom face probleme când copiii vor crește mari și vor ieși, vor pleca în lume. Influența sau educația care o primesc ei în cei 7 ani de acasă, dacă este păzit și este acordat atenția cuvenită acestui cămin, va fi o protecție pentru întreaga viață. Cât de frumos! Eu personal îmi doresc o astfel de influență ca să aibă familia mea și cred că fiecare își dorește. Dragi prieteni, dacă și dumneavoastră doriți ca familiile voastre să aibă doar influențe bune pentru lume, puneți-vă un gard în jurul familiei. Un gard pe care îl puteți pune doar cu ajutorul lui Dumnezeu. Sau, dacă vreți, folosiți această sare care este harul lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu. Pentru că, de altfel, ne-am pomenit la vârsta când copiii sunt mari și atunci nu mai putem face nimic cu ei. Ei, și atunci Dumnezeu cred că ne ajută, dar cât de frumos și de bine ar fi să o luăm de mai degrabă, de mai devreme, să punem acest gard în jurul copiilor noștri, să punem acest conservant ca familiile noastre să poată fi o mireasmă numai spre bine și spre bine. Următoarea întrebare este: fii creștin în cămin. Așa poartă un subtitlu următoarele două întrebări. În ce măsură se va da pe față adevărații creștini Spiritul lui Dumnezeu și vor avea armonie în cămin? Dacă Spiritul lui Dumnezeu este ceva necesar și ne-am referit la sare ca fiind harul lui Dumnezeu, deci fără Dumnezeu nu putem face nici aici nimic. Și în ce măsură noi putem să dăm pe față că îl avem pe Dumnezeu și să facem aceasta în cămin? Aș începe de la faptul că nu există o măsură, nu există limită, mai bine zis. De multe ori noi așa suntem mulțumiți de sine și de fapt ne auto-înșelăm, spunând că suntem satisfăcuți de starea familiei noastre. Parcă este bine, mă rog, ca orice familie, câteodată ne mai certăm, însă starea este satisfăcătoare. Folosim noi un cuvânt normal, da? Da. Aceasta din start este o poziție greșită, pentru că, repet, nu este limită. Noi trebuie să tindem, să dezvoltăm starea interioară a familiei, să creștem. Și datoria fiecărui membru al familiei este să facă cât mai plăcut acest cămin, începând de la părinți și, desigur, și copiii trebuie implicați aici. Desigur, atenție trebuie trasă la tonul vocii, la maniere, la fapte și așa mai departe. Dar cum se dă pe față adevărata dragoste? Dacă tot te-ai referit la maniere și la tonul vocii, poate vorbim un pic la acest capitol. Cum se poate da pe față această dragoste? Tocmai așa, în mod practic, nu doar verbal. Te iubesc și pe urmă... Pa. Da. Atunci când tonul vocii îți spune aceasta, atunci când fapta îți spune aceasta, nu este numai decât să exprimi emoțiile sau dragostea unul alt prin vorbe. Dar aceasta se înțelege prin fapte. Deci tot ce faci să se vadă că ai în tine sarea dragostei sau sarea Duhului sau sarea Harului, da. cum vreți, așa puteți să o spuneți. Și în așa mod cei din jurul nostru vor vedea că suntem plini de acest Har și de Duh și de Spirit Sfânt. Credincioșii în viața zilnică, continuăm același gând. În ce măsură vor fi adevărații părinți, creștini, credincioși, chiar și în îndeplinirea lucrurilor mici? Atunci când ne gândim, vreau să fac o mică introducere la această întrebare. De multe ori noi suntem tentați să punem accent pe lucrurile mari. Deci când faci o ieșire de familie, când faci o, să spunem, o zi deosebită, un sabat deosebit, ne place să punem accent foarte mare pe lucrurile mari, care se văd și când vin oaspeții, dar în lucrurile mici, cum privește Dumnezeu această chestiune? Atunci când spuneam anterior despre faptul, comportamentul nostru în cămin când vin oaspeți, așa este plăcut și e toți amabili. Uite, tocmai religia practică trebuie să se demonstreze în lucrurile mici. Și sfatul pe care ne este dat aici că totdeauna în familie ar trebui să ne comportăm așa cum ar fi oaspeți între noi. De fapt, aceasta este real, pentru că îngerii lui Dumnezeu totdeauna sunt între noi, notează faptele, vorbirea noastră. Și
Tocmai părinții trebuie să accentueze sau să atragă atenția la lucrurile mici, mustrările, nemulțumirile, vorbele neplăcute, discuțiile aprinse, toate acestea ar trebui evitate printr-o discuție amabilă, calmă, chiar dacă a greșit cineva, trebuie discutat cu duhul blândeții, corectat. Și normal atunci, începând de la lucrurile mici, vom ajunge să avem o influență mare. Și în lucrurile mari. Da. Uite, doresc să vorbesc aici un pic despre prima frază din notă, care spunea că aceste lucruri se văd cel mai mult atunci când familia se strânge la masă. Nu e așa? Deci când se adună familia la masă, indiferent sunt oaspeți, nu sunt oaspeți, se simte fiecare ce are pe inimă. Unul e supărat, altul e bucuros, altul vorbește prea mult, altul are de criticat pe cineva, unul are să dea o mustrare pentru copiii sunt la masă, tata începe să-i dea mustrări și așa mai departe. Nota spunea că atunci când familia se strânge în jurul micului dejun sau al cinei, ar trebui să predomine aceeași cortoazie cum ar fi prezenți musafirii. Mă gândeam aici la cuvântul acesta, micul dejun. Eu aș zice că, normal, după cât cunoaștem, noi ar trebui să fie marele dejun, nu? Marele dejun și mica cină. Da. Dar nu aceasta este important. Aș vrea să accentuez ceea ce ai spus tu. Pentru că doar la masă se vede ce suntem cu noi. Toată ziua tata la muncă, mama e plecată cu treburile casei, gospodăriei, copiii la școală. Când vin la masă, toți se adună. Și se vede, se simte. Dacă unul e supărat, stă și tace, mănâncă. Și fiecare își manifestă emoțiile pe care le-a acumulat pe... Da, deci tocmai mi se pare masa este, atunci când stai la masă, poți să-ți dai seama, ca cap de familie, ce se petrece în familia ta. Și tocmai aici să manifestăm ceea ce ai spus tu mai înainte. Da, în lucrurile mici, de aici trebuie pornit influența inversă. Și mai departe. Ei, ultima întrebare. Ca urmare a bunei lor influențe, adică a părinților. Ce vor auzi copiii credincioși al lui Dumnezeu de pe buzele lui Isus? Să începem cu cei mici. Copiilor le place când fac un lucru să fie lăudați. Nu, bine, nu lăudați, dar măcar apreciați. Uh-huh. Și acest lucru ne place și nouă. Când facem ceva, să fim apreciați de cei din jur. Ca să-ți dea un stimul să faci mai departe. Da, uite, după ce trăim o viață aici pe pământ, nu așteptăm de la Dumnezeu să ne aprecieze. Și, desigur, așteptăm ca Domnul Hristos să, în ziua judecății, cum spune adevărul biblic, să vină și să ne spună, uite, tu ai făcut cu tare lucru, măreț, nu știu ce acolo, sau ai fost atât de elocvent, orator atât de bun, ai predicat atât de bine. Însă lucrul acesta nu se va întâmpla. Din cele descrise în Matei capitolul 25, Domnul Hristos va atrage atenția la lucrurile mici și va spune, bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în lucrurile mici, intră în bucuria stăpânului meu, te voi pune peste lucruri mai mari. Deci, aprecierea Domnului Hristos în religia practică, despre care discutăm în această lecție, se bazează pe lucrurile mici, pentru că de aici pornește totul. Deci, te referi la lucrurile pe care le facem de zi cu zi, indiferent că și le la facem... Și la care nu atragem atenție. Da, dar care ne formează caracterele, cum ai vorbit anterior. Iată, ne-a ajuns la finele acestei lecții și doresc să vă reamintesc că este lecția numărul 11, studiul care se numește Influențele din Cămin. Doresc ca familiile noastre să fie acele centre și izvoare de ape vii din care să curgă ape pentru veșnicie. Îmi doresc eu, cred că toți ne-o dorim și acesta este adevărul și să ne ajute Dumnezeu ca așa să fie. Vă zicem pe curând și Dumnezeu să vă binecuvinteze!